Salutare frățin și bine v-am găsit la un nou episod din NTS2 Iberia DLC. Și iată că am revenit cu un nou episod pentru voi în care o să explorăm harta lumii și o să explorăm Spania în detaliu, o să facem orașe mai multe, o să mergem pe orașe mai multe și o să vă descoperim care este orașul ăla cu trenul, care îmi plăcea mie foarte mult și o să mai vedem care mai sunt pe aici, că sunt o grămadă de orașe noi până harta asta. Montpellier, Assant, Alban de Huron, astea sunt deja Franța, asta e granița cu Franța în mai. Da, asta e granița cu Franța aici. Nu, Spania și Portugalia mă interesează în mod special și vreau să vedem ce descoperim pe aici. Vă spun acum afară. Da. Ne interesează în primul rând să facem level 12. Și ca să facem level 12 trebuie să luăm curse. Și ca să luăm curse trebuie să... Da, trebuie să mă duc în Almeria. Trebuie să mă duc în Almeria și de acolo să iau... Acolo am garajul în Almeria. Media. Dar să verificăm pe harta lumii unde suntem. Nu muzică. Nu muzică, vreau să verific pe harta lumii unde sunt. În Almeria, bun, și pe aici o să luăm niște curse. O să luăm niște curse. Hai să vedem. Almeria. Hai, frate, Madrid, Sevilla. Asta e prea grea. Almeria Madrid, uite asta o iau.
facem giratoriu aici. Asta-s necesar ce avem. Asta o luăm.
deci o zonă deșertică, frate. După cum se vede aici, o zonă deșertică. Trebuie să trecem repede zona asta deșertică și să ajungem în Madrid iar. Trebuie în curând să găsesc și o benzinărie să mă alimentez cu camionul, că dacă nu rămân iar fără motorină și nașpa.
Bine că m-am oprit la benzinărie, frate. Că dacă aveam, rămâneam acum fără motorină, era nașpa. Așa, gata. Băgăm motorină maxim. Și după aia mergem mai departe. Hai că mâine ne jucăm, ia uite mă, cum s-a băgat. În spatele meu fix m-a bușit la remorcă, bolangiu. Da, vreau să zic că mâine dimineața o să jucăm Dungeon Defenders, Mizmaier Forest, harta aia o să jucăm prostie mâine. Că vreau să termin, vreau să-mi fac caracterul mai mare și vreau să văd dacă face față pe harta respectivă cu punctele de experiență care le-am acumulat, nivelul care l-are acum în caracterul meu, adică 21 sau 22, nu mai știu cât e, și am la Squire-ul care e 21 sau level 22, nu mai știu exact, și o să văd acolo ce cât face față cu ce upgrade-uri am făcut acum, că i-am pus puncte de experiență în viteză la arbalete, în damage. Am pus și iteme pe mine care să dea puncte pentru defensive și ar trebui să fie la zi cu totul acum. Ar trebui să meargă Thais treaba pe Mizmaier Forest. O să vedem mâine dimineață. V-am anunțat în episodul ăsta pentru că am zis că poate nu știați și ca să știți la ce vă așteptați mâine dimineață. Mâine nu o să jucăm TS2. O să jucăm Dungeon Defenders, Mizmaier Forest din Lost Eternia, așa aveți quest și DLC-ul ăla și să jucăm și ultima hartă, poate reușim să o terminăm, poate vedem în funcție de ce în funcție de ce hartă vrem să jucăm, da? Dacă m-am bușit pe ăla. Vezi, am fost atent în altă parte, m-am bușit. Să fiu concentrat aici, la drum. Când conduc, că dacă nu sunt concentrat, pe urmă mă bușesc și e nașpa.
curba în viteză prea mare, trebuia să încetinez mai mult. Ce era să mă răstorn acolo. M-a ridicat pe două roți, frate. Ziceți voi că n-a fost epic. A fost super epic. Tractare până la servis. Asta e, dăm tractare până la servis.
Madrid, Cordoba. Madrid, Almería. Aici sunt Madrid. Stop acum, vezi? Nu știu, iată. Da, stai. Da, să ajung la depozit. Așa luăm asta. Asta o luăm. Stai. Să cuplezi remorca. Și după aia. Că vin și eu la o țigară.
Așa. Hai că am ajuns sfârșit în orașul în care trebuia. Cordoba, Faro, 17.000. Hai acolo în pasta. Bă, mă duc și la o țigară.
exterior, cred că mai facem un traseu până la Toboseală îngrozitoare. Mai facem un traseu și după aia ne oprim. Că simt nevoia să dorm acum pe masă, bag un somn din ăla lung și frumos. Cordoba. Cordoba afară, 17.000. Ia uite, din Cordoba către Faro. Mai facem un traseu și gata. Thank you.
traseu pe care îl facem.
Zaragoza. Da, avem multe orașe de explorat oricum. Dar problema e că sunt eu cam și alte camioane. Mai că știu că am obosit și mai am chef să joc acum. Aia e chestia. Nu pot să mai fac un drumul bancar, să mai cumpăr un garaj. Nu mai merge. Da. Hai că ne oprim aici, frate. E... duminică, Sydney, vreau să mă odihnesc. Vreau să joc Dungeon Defenders mâine dimineață sau mai târziu de seară, pe la 12:01, așa, sau la 4 dimineața, dacă nu, mâine. Și vedem ce mai facem între timp. Și ne auzim pe mâine, așa, da? Că deja nu mai am chef să mai joc. S-a făcut turnul jumate. Am jucat două ore jumate, nu știu cât am jucat, sincer să fiu. Dar am făcut câteva trasee, am făcut vreo 3 sau 4 trasee în total și am ajuns la nivelul 8 cu Ghiu Cuvai.
și până la 12, mai am o grămadă de făcut pentru că e foarte mult până acolo. Și nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic în legătură cu treaba asta, că nu mai am chef să joc, efectiv. Profit în 7061.233. Ia uite ce profit scot. Bun așa, blană. Hai mă că mi-am făcut o afacere bună, zic eu. Și ne auzim mâine în Dungeon Defenders. Mâine dimineață, dacă o să joc mâine când mă scol Dungeon Defenders 1 și o să facem mapa aia. O să facem dungeonul ăla Mizmaer Forest și o să vedem acolo ce mai farmăm și ce mai facem, da? Hai, vă salut și vă urez o masă frumoasă. Eu sunt Horia Apocalipticu și ne auzim, da? Hai, salutări. Gata. Că mă ia sunul aici. Să vă apicioară.